Toți am simțit rușine în diferite contexte, dar pentru unii dintre noi ea devine copleșitoare, făcându-ne să ne simțim nedemni de apreciere sau iubire și să simțim că e ceva în regulă cu noi. Această emoție puternică poate duce în timp la dificultăți sociale, profesionale și sexuale de lungă durată. Discutăm despre acest subiect cu Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. De-abia așteptam să frumos povestim. Da, despre rușine, da, și Cătălina a vorbit foarte frumos despre o relație de iubire împlinită și acum venim cu un dita mai subiectul, da, cu rușinea. Da? Care planează așa asupra unora, asupra tuturor din când în când. Da, este un subiect nu prea dezbătut în spațiul public, dar este un subiect dureros. Este o emoție copleșitoare, în primul rând, uite, cum spune chiar autoarea cărții, pentru că știi că eu am obiceiul de a veni tot timpul la tine în emisiune cu cărți. Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic este o noutate editorială în portofoliul editurii Herald cu un colectiv de autori. Sunt 7 autori care vin cu, fiecare vine cu, de fapt, cu propria perspectivă și cu propria abordare, aș spune, de orientare psihoterapeutică. Că vorbim de psihanaliști și de psihanaliză, că vorbim despre terapia cognitiv-comportamentală, că vorbim despre metoda ESPERE, vorbim despre rana de rușine și diferența dintre trauma de rușine și rana de rușine. Este o carte pe care o recomand cu mare drag atât oamenilor care vor să afle cât mai multe despre rușine, pentru că probabil cu toții am experimentat în viața noastră și în copilărie și ca adulți am experimentat această emoție, dar bineînțeles și pentru specialiști, pentru psihologi și psihoterapeuți. Cum spuneam mai devreme că spune pe coperta 4 autoarea, rușinea este o experiență nedorită și foarte greu de controlat. Și este o emoție care vine cu propriul set de reacții și expresii corporale și faciale. Și știm de cele mai multe ori. Da, de multe ori ți se înroșesc obrajii. Fața, obrajii, te fustecești, pulsul este mai accelerat, transpiri. Simți că ai inima în gât, da. Transpiri foarte mult. Ți se face gol în stomac. Absolut. Da. Privirea câteodată vrem să o da în pământ. Ți se moaie picioarele, uite. Absolut, îți tremură picioarele. Deci, iată, este o emoție și cu aceste conotații, să le spunem, din zona psihosomaticii. Ea este o emoție socială pe care noi o experimentăm în copilăria noastră, pentru că nu ne naștem cu sentimentul de rușine. Exact. Da. Dar avem aceste, le-aș spune, mecanisme, și sunt și mecanisme adaptative, dar mecanisme de apărare atunci când trăim o circumstanță sau un context legat de rușine. Și când se întâmplă treaba asta? În copilărie. Da? Ne imaginăm că, mie îmi place să vin cu exemple, copilul la grădiniță sau la creșă, nu știu, face o mică boacănă sau nu doarme la prânz sau nu vrea să mănânce. Sau nu mănâncă, sau, nu contează ce face, da? Și face chestia asta, să spunem, o dată, de două ori, de trei ori, și doamna educatoare, vezi că o chem pe mămica să stăm de vorbă. Și o cheamă și vorbește de față cu colegii că, uite, Cutărescu nu este cu minte sau nu știu ce Dumnezeu face la creșă sau la grădiniță. De asemenea, la școală, iarăși îmi imaginez un exemplu din ciclul primar, clasa 1, clasa 2, clasa 3, copiii sunt mai năzbâtioși, iarăși au făcut o boacănă, sau copilul este scos în fața tablei, apropo de rana de rușine, este scos în fața tablei, nu și-a făcut lecția, nu și-a învățat-o. E, imaginează-ți că una este ca copilul să resimtă rușinea, pentru că are și un caracter cantitativ, să o resimți la modul: mă cheamă doamna profesoară în pauză și îmi spune: Vlăduț, nu ți-ai făcut tema, ai grijă, data viitoare pregătește-te, uite, dacă e vorbesc și cu mama să te ajute și așa mai departe și fii mai bine pregătit, da? Are deja un factor motivator și are de un feedback deja, da. Și alta este să-l scoți pe copil în fața clasei, îl faci inși de rușine, de față cu toată lumea, nu ți-ai făcut lecția. Ia uitați-vă la Vlăduț, da? Și îl dai ca exemplu. Copilul ăla se rușinează, se simte groaznic. E expresia aia, mă fac mic, nensemnat. Ca să dispar, eventual. Să dispar. Da. Deci am sentimentul acela că aș vrea să dispar, pentru că părinții
Știi expresiile din copilărie, cum să da? Nu uite, acum îmi venea una în minte că mi-e atât de rușine încât voiam să se deschidă pământul și să intru în pământ. Exact la asta m-am gândit și eu. Și în afară de asta, părintele care face un fel de transfer al emoției rușinii, mai făcut de rușine. Da. Cum poți tu să faci așa tu copil mare? Da? Deci deja părintele idealizează copilul. Un copil mare nu trebuie să facă ceea ce faci tu. Faptul că eu mă simt marginalizat, mă simt cumva stigmatizat, mă simt în acel moment neiubit, mă simt nedorit. Sau nedreptățit uneori. Sau neîndreptățit. Da. Eu nu mai primesc iubirea din partea părintelui pentru că am venit acasă cu o notă proastă. Și atunci iarăși mergem în zona de condiționări și eu voi învăța bine doar ca să o mulțumesc pe mama sau pe tata și să vin acasă cu note, cu note mari ca să primesc ca recompensă iubirea lor. Deci iată cât de multe, aș spune, valențe are acest sentiment. Cum spuneam, este o emoție socială, pentru că, pe de o parte, ca factori aceste emoții, avem cei, să zicem, de natură genetică, da? Din părinți, să zicem, mai rușinoși sau care au fost puși în situații penibile de-a lungul copilăriei lor, dar avem și factorii de mediu și factorii educaționali. Eu, dacă îi insuflu copilului niște valori, și îl învăț să nu se simtă rușinat în anumite momente. Și am văzut o postare pe Facebook în urmă cu o săptămână, foarte, foarte bun exemplu, legat de un tătic care vine copilul și spune: tati, uite, am făcut ceva, nu am învățat, sau a făcut o boacă, sau ce, dar tu cum te simți? Deci nu încep să-l apostrofezi, să-l compari, să-l judeci. Apropo de ce spunea și mai devreme Cătălina. Cătălina, nu. Da. Cum te simți tu în acest moment? Pentru că copilul, dacă părintele îi transferă și îi transmite aceste valori sănătoase, copilul trebuie să se simtă bine el cu el însuși, da? Să se simtă autentic. Autentic în vulnerabilitatea lui. Da, îmi pot permite luxul, venea să spun. Îmi pot permite să fiu și să fac și greșeli. Nu sunt perfect, că tot mai vorbeam noi în urmă cu câteva săptămâni de familia despre perfectă, un alt subiect. Da. Nu sunt copilul perfect, nu sunt părintele perfect și nu trăiesc în familia perfectă sau în relația perfectă. Dar uite, acum stau și mă gândesc că, apropo de copiii care, să zicem, nu simt rușinea, da? Pe principiu nu ți-e rușine și copilul îți răspunde nu. A, păi ești neobrăzat, ești obraznic. Cum facem cu alăturarea asta? Aici este diferența, apropo, rușinea, un alt aspect foarte important, are un rol civilizator. De asta te este pune și la o emoție locul socială. Tău, da. Da. Are un rol civilizator. Eu nu pot să mă duc acum pe stradă și să mă dezbrac. Sunt norme care spun că nu e bine să faci așa. Vorbim despre niște norme de bun simț, norme de, și reguli de conduită în societate, pentru că așa am învățat. Și trebuie să le respectăm. Ești amendat și aia e. Da. Dacă nu ai primit, știi, noi mai aveam o vorbă, cei 7 ani de acasă, da? Dacă nu ai primit o educație corespunzătoare, de asta spun că are și partea aceasta de mediu și de educație. Dacă nu ai primit și dacă tu ai avut ca model parental un părinte care nu că n-a experimentat rușinea, dar nici nu a ignorat-o sau nu i-a apăsat, normal că te învață și pe tine în același fel. Și tu nu vei ști ceea ce la bun simț, ceea ce o conduită firească în societate. Ce facem apropo de rușinea pe care o simțim în copilărie? Dacă, logic, n-ai cum să o vindeci atunci, ești copil, pleci mai departe cu ea la drum, îți rămâne acolo în corp undeva sau îți rămâne acolo în memorie, se va reactiva în niște situații, da, la maturitate. Cum o descoperim și cum o vindecăm? Păi o descoperim în funcție de circumstanțele și de contextele de viață în care suntem puși sau în care ne pun ceilalți. Imaginează-ți, de exemplu, experiența aceasta a rușinii trăită în copilărie, exemplu pe care l-am dat eu cu scosul în fața clasei. Imaginează-ți-o, de exemplu, ca adult, sunt la job, am făcut o greșeală, să spunem, și șeful, în loc să
să bună, te cheme în biroul lui acolo că, uite, să zică... Cu tare, cu tare, da. Oricum tu resimți rușinea și față de el, că normal. Rușinea nu ai cum să o simți atunci când ești singur. Nu poți să simți rușine, da? Mi-e rușine de mine. Exact. Și atunci o simți față de superior, față de șef. În momentul în care el face gestul acesta de a te critica și de a te devaloriza, îți deschide o rană, rana de rușine pe care tu ai trăit-o în copilărie, da, cu modelul parental, să spunem, și te vei simți la fel de rușinat în fața 10, 15, 30 de colegi în acea ședință, exact cum ai făcut-o în copilărie. Deci iată cât de important este să conștientizăm emoția, cum spune și, cum spun de fapt și autorii cărții, să conștientizăm emoția, orice emoție trebuie întâi conștientizată și apoi trebuie procesată. Și ea, rușinea, ca și alte forme de emoții, precum furia sau frica, le putem rezolva prin ședințe de psihoterapie, da? Ca să le depășim și să știm cum să le gestionăm. Să nu mai simțim rușine în situații de viață similare cu cele pe care le-am simțit înainte. Și mai avem, bineînțeles, uite, la dispoziție și această carte care vorbește despre rușine, pentru că acolo vorbim despre disocierea eu-ului, de asta se și spune și spun autorii că este o emoție extrem de perturbatoare și de destructivă, de copleșitoare, căreia greu îi poți face față, dar citind și, cum spuneam, și în terapie, poți să depășești treaba asta. Și un lucru, iarăși, foarte important, îl constituie relațiile interumane. Ca să nu se confunde rușinea cu timiditatea. Timiditatea este o consecință a rușinii, da? Pentru că de cele mai multe ori am mai auzit vorba asta, știi, copilul agățat de fusta mamei, vine profesoara și... Hai mă, de ce ești așa de rușinos? Știți, așa este el mai rușinos. Da, mai rușinos, da. Da. Nu. Acolo vorbim despre timiditate, dar care este o consecință a rușinii. Și copilul respectiv a fost pus în situații de genul ăsta de-a lungul vieții. De ce spuneam despre relațiile interumane și despre investiția socială? E un termen pe care îl folosesc, dar l-am preluat din cartea Avantajul fericirii a lui Sean Eckhart. Îmi place foarte mult. Cu cât avem mai multe interacțiuni umane, da, cu cât avem mai multe contacte relaționale, le-aș putea numi, cu atât ne dezvoltăm un limbaj, ne dezvoltăm vocabularul, ne dezvoltăm niște abilități. Și modul de a reacționa. Exact. Și, și ne dezvoltăm niște abilități și niște capacități de comunicare. Pentru că de cele mai multe ori emoția aceasta de rușine o au și oamenii. Unii speaker care poate sunt la început de drum și care nu au experiența conferințelor și experiența de a vorbi în public, da? Apropo de legătura dintre teamă și rușine, teama de a vorbi în spațiul public, da? Prima sau a doua spate, după moarte. Da, așa este. Domnule, dacă mi-e rușine, am această emoție, dacă voi spune vreo tâmpenie, dacă voi uita, mă împiedic, blocaj, dacă mă bâlbâi, dacă îmi pierd firul logic al discursului meu, ce fac? Cum mă vor privi ceilalți? Pentru că la noi, și în cazul rușinii mai ales, noi avem această teamă de a fi judecați, de a fi comparați, de a fi etichetați. Și atunci ce fac cu toate aceste caracteristici? Se mai adaugă și aici teama de a nu dezamăgi. Poate nu vrei să-ți dezamăgești superiorul care te-a trimis la conferința aceea. Absolut. Și tu ești cel care e, cum ar fi, reprezentantul companiei la evenimentul respectiv. Un profesor în fața elevilor. Da, nu vreau să am postul de înlocuitor al titularului, da? Și vreau să arăt că am potențial și nu vreau să-l dezamăgesc și mă gândesc cum să am un discurs cât mai ok în fața elevilor sau în fața studenților, da? Ca să nu dezamăgesc mai sus sau ca să nu-i dezamăgesc pe ei, că poate nu au înțeles ce vreau eu să le comunic. Deci da, are legătură și cu, scuze, și cu dezamăgirea. Dar ca terapie, așa, cum se lucrează cu cei care au această emoție atât de puternică și care, să zicem, nu au rezolvat-o prin numeroasele interacțiuni sociale? Că la un moment dat există, am trecut și noi prin asta. Apropo că vorbeam despre conștientizare, da, există un, hai să-i spunem, un proces, un demers
terapeutic, în terapie, tot făcând aceste sondaje în copilăria noastră și văzând ce episoade, să nu le spunem traume, dar ce episoade traumatice am trăit eu în copilărie, în așa fel încât am preluat acest tipar al rușinii, ca tipar relațional, și pe care eu îl dezvolt în relațiile mele adulte, pentru că poți să dezvolți sau poți să-ți exprimi rușinea sau să o simți ca trăire și în familie. Imaginează-ți că mama îl critică pe tata pentru că nu știu ce a făcut, sau invers, da? Pe lângă celălalt interlocutor de care pot să simt rușine pentru că m-a devalorizat sau m-a umilit sau m-a jignit, eu pot să simt și față de copii. Eu mi-am dorit să fiu un părinte bun și uite, celălalt, partenerul de cuplu, mă devalorizează. Cum voi mai arăta eu în fața copiilor dacă persoana respectivă, uite, m-a făcut de rușine, să spun. Deci o putem întâlni în multe forme. Mai e rușinea aceasta care provine încă din copilărie și se continuă la viața adultă și în relațiile dintre oameni. Rușinea de față de sexualitate, față de... Da. Adică se perpetuează și se ajunge la o felul de complicații. Dacă avem, să spunem, nu ne cunoaștem propria sexualitate. Dacă avem, să spunem, tot așa, un tipar relațional din copilărie, în care nu ai voie aia, nu ai voie aia, nu știu ce. Ajungi în relațiile adulte, nu ai poate nici experiența unor relații din care să fi învățat ceva și ajungi în intimitate cu partenerul și ți-e frică, nu știu, stinge lumina. Da. Ți-e frică să te expui pentru că nu ai mai făcut-o. Ți-e rușine de propriul corp. Ți-e rușine, exact. Poate să-ți fie rușine de propriul corp. Da. Sau poate să-ți fie rușine de, să spunem, de actul în sine, de actul sexual sau de ceea ce precede actul sexual, eu știu, preludiul sau postludiul, da? Pentru că n-ai mai experimentat așa ceva și imediat vine în minte ideea, băi, dar dacă eu nu fac anumite lucruri sau fac anumite lucruri în intimitatea dormitorului nostru, ce o să creadă celălalt despre mine? Nu contează, femeie sau bărbat, că nu vreau să ne ducem numai în zona, da? Pot să experimentez și ca bărbat rușinea, să spunem, în intimitate. Nu sunt poate suficient de bun, nu știu, să zicem, da? Da. Ce va crede celălalt despre mine? Poate, mai ales că bărbații au acest mit. Un orgoliu. E orgoliu și mitul ăsta. Oare am fost suficient de bun? Mi-am satisfăcut partenera și așa mai departe. Da. Și poate să apară acest sentiment de rușine. Deci, iată cum interacțiunile sociale, sănătoase, vorbim despre cele sănătoase, contribuie și acestea, pe lângă partea de terapie, pe lângă cărțile citite, la o cât mai bună înțelegere, că de fapt asta trebuie, să înțelegem în primul rând această emoție, rușinea, și apoi să o exprimăm, da? Cum spuneam, în vulnerabilitatea noastră. Ăsta sunt eu. Și nu îmi este rușine de ceea ce, fiind autentic, de ceea ce spun sau de ceea ce fac. Da, să fie asumat în definitiv, asta contează. Dar cum creștem copii, uite așa, sănătoși? Clar, un strop de rușine există acolo, dar să nu îl ajungem să-l, nu? Maximizăm așa. Adică, cum facem să îi creștem sănătoși? Cum le vorbim despre asta? Despre ceea ce simt? Despre cum ar trebui să simtă? În primul rând, ideea este ca noi să fim părinții, să fim empatici la nevoile emoționale ale copilului, nu doar la nevoile lui, să spunem, de bază, de hrană, da. Da, și de adăpost, de subzistență. Cum te simți într-un anumit context? Cum te simți? Ce simți? Ce trăire ai? Ce stare ai? Da? Și copilul să se poată deschide. Dacă îl învățăm pe copil să nu îi fie rușine, și repet, când spun să nu fiu înțeles greșit, nu că să nu-i fie rușine deloc. Și acum să facă, să urce în cap, știi? Să facă tot felul de... Nu, dar dacă eu ca părinte sunt autentic și insuflu copilului anumite valori, da? Curaj, îndrăzneală, independență, afecțiune, iubire, comunicare, înțelegere și așa mai departe, el va înțelege lucrul ăsta la un moment dat. Chiar dacă în primii ani, cum mai spuneam noi, copilul
copiază și face ceea ce vede la părinți și nu neapărat ceea ce îi spune părintele. Poți să-i spui de 50 de ori. 50 de ori că el da? O să facă, că, da. Câteodată trebuie să și vadă un anumit model. Sorin, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Mi-a plăcut tare mult, ca de fiecare dată, cu drag, discuția noastră, și te mai așteptăm cu drag între prieteni. Mulțumim!